Sucevenii au participat în număr mare marți seara la spectacolul În vremea aceea, frescă muzicală pentru soliști, cor și orchestră, scrisă de părintele Ion Popescu Runcu. Concertul s-a ținut la Casa de Cultură din Suceava, alături de public, aflându-se și înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, și înalt preasfințitul părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Ca în fiecare an și anul acesta, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cu binecuvântarea înalt preasfințitului arhiepiscop Pimen, a susținut în cinstea patimilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos, concertul intitulat Postul Mare, Cântări și Versuri. Formațiile participante au cântat câte două piese specifice acestei perioade a triodului. În partea a doua, coralele Cuvânt Bun și Armonia din Arhiepiscopia Tomisului au susținut în cinstea patimilor Mântuitorului Iisus Hristos concertul intitulat În vremea aceea. Conform tradiției locale, majoritatea formațiilor corale sucevene au purtat la concert costume populare specifice Bucovinei. Facem acest lucru pentru că ne simțim români, pentru că ne facem mai buni și trebuie să fim alături de tradiția și de cele sfinte. Îmi place să cânt în acest ansamblu, deoarece îmi plac cărțile tradiționale și vreau să duc mai departe tradiția bucovinei. Arhiepiscopia Tomisului, în colaborare cu Universitatea Ovidius din Constanța, a adus în fața auditoriului spectacolul de excepție în interpretarea coralelor Armonia și Cuvânt Bun.